Vom discuta despre viața de pe online care s-a amplificat din ce în ce mai mult în această perioadă. O să discutăm cu experți, evident. Este vorba despre prietenul nostru și al tuturor deja. Dacă ai Instagram, neapărat trebuie să te împrietenești cu el. E vorba despre Dumitru Talmazan, care este digital marketing. Ia spune, digital marketing, cum ești tu, Dumitru? Eu de-amă mă văd. Da, tu deja te vezi, îți dai seama. Mă rog. Deci, Dumitru Talmazan, funcția, te rog, corect să-mi o spui. Om bun. Digital marketing. Dragul meu, e adevărat că toată lumea s-a mutat pe online acum sau mai sunt și din cei care... Aha, înțeles, ai și surpriză pentru noi. Dumitru, s-a mutat toată lumea pe online sau mai sunt și din cei care pur și simplu nu știu ce înseamnă Instagram și Facebook, TikTok real, business online, mai caută să meargă la piața aia centrală, mai caută să meargă la iar maroace sau totuși am încercat o bună parte să ne mobilizăm și să ne mutăm afacerile pe online? Știi că există factorul ăsta de generație X, Y, Z și Alpha. Respectiv, indiferent care o să fie trendul, că n-a să avem sau să avem online-ul, întotdeauna să fie oameni care nu vor fi acolo. Însă trebuie să menționăm că în ultimele 2-3 luni de zile consumul de online a crescut foarte mult. Mai mult ca atât, rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, YouTube, au scăzut calitatea la video pentru că așa de mult trafic este că serverele lor nu reușesc să proceseze. Respectiv, acum dacă să vedem după ce urmărim noi, în Republica Moldova avem un trend tare pozitiv și interesant pentru mine, minimum, este că oamenii au început să consume online prin prisma achitărilor. Adică oamenii deja sunt mai receptivi să achite cu cardul serviciile noastre, locale, nu cele internaționale cu mente, AliExpress și Sport Director, dar și servicii cum ar fi pe lângă livrare de mâncare, deja haine, instruire și alte detalii. Și facturi online până la urmă, serviciile comunale la fel au început serviciile să le achite comunale, online. Serviciile comunale, creditele, serviciile bancare, adică e o chestie care înainte avea să ne pună evoluția ca regulă de joc, dar uite că criza ne-a pus-o și n-am avut încotro. Dumitru, tu ca și expert digital, eu sunt sigură că tu în această perioadă ai avut cel mai mult de lucru, e adevărat? Noi am avut tare mult de lucru, având câteva proiecte, unul din ele agenția care face promovări la alte companii și tare interesant că acolo bugetele au crescut și acolo în criză. Asta a fost pentru noi un pic așa stranii chestii, dar noi am lucrat toată carantina, drept că de acasă, drept că e ca și online. Să știi că și acum noi avem dubii că tu ești la cămașă și sacou, dar mai jos ești doar în stric. Eu cred că dacă o să avem making-off, suntem să rătăm. Băi, dar s-a întâmplat și la case mai mari, dita mai ambasadori. Da. Mi-e place trendul la studenți care învață, pun în loc de la camera web, pun un video înregistrat tot cu ei care stau și mai fac din când în când pe mișcare. Înregistrat din timp. Dragule, hai așa, a luat amploare și un termen super deja solicitat și discutat sau pe buzele noastre. Webinar. Da. Trebuie să recunoaștem, până la această criză, la această pandemie, acest termen parcă nu s-a făcut atât de mult auzit printre noi, să spunem așa. Acum e din ce în ce mai solicitat. Despre ce este vorba? Ce se ține la acest webinar? Cine îl poate organiza? Din diferite domenii, cu diferite specialități și în ce constă? Și de ce se împart în webinare gratuite, webinare care trebuie plătite? Spune-ne mai multe detalii. E un fel de curs online, da, practic. Uite, e un trend, cred că Rusia, Statele Unite, Europa, o parte din l-au acest trend de vreo 2 ani de zile. Așa. La noi a ajuns el pentru că iarăși n-am avut încotro. Ce este asta? Există live-urile, da? Toți am privit live-uri pe Facebook, live-uri pe Instagram. Life are un minus, tu te conectezi, te deconectezi când vrei, întâmplător poți să dai peste un live și poți să te dezabonezi de la el când vrei. Webinarele sunt niște seminare online, însă
ca să nimerești la ele, trebuie să te înregistrezi din timp. Și până, de obicei, spre exemplu, vreo 10 zile durează promovarea unui webinar. Și atunci se adună multă lume într-o cameră de webinar, cum ar fi, un webinar room, și organizatorul acestui webinar, se zice așa un termen profesional, te încălzește. El îți trimite un e-mail, un SMS, un mesaj, ca să crească probabilitatea. Și uite că trendul arată în felul următor. Un participant la webinar în Republica Moldova costă de la 50 cenți la un dolar ca să-l aduci în înregistrare. Din 1000 de înregistrați, vreo 400-600 vor veni la webinar. Și din webinar, de obicei, webinarele vând la final. Adică ele sunt un fel de flirt, un fel de introducere, un fel de să-ți dau să gust și dacă îți place, poți cumperi nemijlocit. Da. Respectiv, în jur de 3-10% cumpără la final de webinar. Spune-ne de utilitatea acestor webinare. Se alege participantul la webinar cu informație pe bune, utilă, sau e doar un moft, e un trend, cum spui tu, și vorba aia, o umplere de timp? Cu siguranță există păduri fără uscături, nu există, da? Adică există webinare, așa se zice, ușoară. Stai și întreg, dar despre ce e webinarul, știi? Adică, dar, per general, cu siguranță, dacă vedeți un webinar în industria voastră sau în tematică în care voi vreți să vă dezvoltați sau să faceți mai multă informație, se poate de luat cunoștințe. Problema societății noastre este că noi suntem, cred că nu am Moldova, lume, în general, o leacă lenoș și e foarte greu de învățat. Adică tu te duci la un seminar, la un training, la un webinar, la un live, la o universitate și până la urmă nu faci nimic. Adică avem noi așa un feeling să învățăm, dar să nu facem. Deci ne liniștim că avem o diplomă de la Talmazan și e ca până aici am ies. De ce? Adică webinarele întotdeauna au oameni care o spun mersi mult, mi-ați schimbat viața și există așa chestii în care un sfat pe care ți-l dă speakerul poate schimbi vectorul și există oameni care stau și spun, dar eu asta mai auzit, asta e cine nu știe, trebuie schimbat parola odată la 3 luni de zile. Eu dar am văzut? Dacă se întreb utilizatorii noștri, parola voastră coincide cu parola de la e-mail, parola de la Facebook. Vreo 20% și băieții de la regie spui, stau, leg, de ce nu trebuie să coincide? Da. Să știi că cele mai des întâlnite webinare promovate pe rețelele de socializare am văzut de la fete care spuneau că tema de astăzi va fi cum să atragi banii și bărbatul potrivit. Mama a văzut că fetele au făcut și conspecte, deci asta e genial! Acolo te învață viața serioasă, mă tot gândeam. Îmi trebuie mie astfel de webinare sau nu? Dragul meu, eu am văzut că tu promovezi webinare, dacă nu săptămânal, la 10 zile cu siguranță, sau dau greș. Și știu că ai pornit și cu niște webinare gratuite. Continui sau deja au trecut, deja gata, i-ai încălzit și treci la înfierbânțeală, știi? Nu, noi întotdeauna am avut evenimente gratuite. Când eram în afară carantine, astea erau demo day-urile noastre, care noi ne vedeam cu oameni în sală. Acum astea sunt două webinare pe lună în care noi facem introduceri, pentru că, uite, avem un trend foarte puternic, tare multă lume ori se reprofilează, ori și pierdut jobul, da, pentru că afacerile se închid și acei care nu se închid au nevoie de specialiști în social media. Deci noi, dacă vrei, ca misiune, noi am luat asupra noastră să vorbim despre ce fel de oportunități poți să aibă oamenii, pentru că, uite, real poți câștiga de la 5 la 15 mii lei pe lună de acasă, făcând social media. Respectiv, webinarele noastre, următorul, îl avem pe 15 iunie, sunt despre asta, despre cum, ce fel de rețele sociale sunt. Pentru că oamenii cred că tot asta așa e despre să pierzi timpul, da, acolo real pierzi timpul. Sau în clasnic, asta este de mult uitată rețea socială, așa, dar uitată, dar Facebook, Instagram, în clasnic, TikTok, LinkedIn, YouTube, sunt rețele sociale care, unu, poți să aducă ție pe ca afacere rezultate, doi, tu ca specialist focusat în această rețea socială, poți să ceri de la 50 de euro pe rețea socială, pe client și să duci 3, 4, 5 clienți și să faci 5.000, 6.000 lei de acasă. Deci, voi asta practic învățați, noi arătăm predați. Cum asta facem noi, arătăm cum asta se poate de făcut și avem deja peste 2.000 de absolvenți care au trecut pe evenimentele noastre live
în instruirea digitală. Ok, și cât timp durează acest curs sau câte webinare include? Webinarul de obicei, de regulă, durează de la 1 la 2 ore. Așa. De obicei seara și în mare parte ele sunt cumva, în mare parte sunt gratuite, la cel puțin la noi și per general. Pentru că ele sunt un fel de, pentru speaker, share de experiență, da, pentru tine ca ascultător, o posibilitate, dacă n-ai auzit nici așa de Dumitru Talmazan, tu asculți în webinar, dacă tu înțelegi că e ceva și trebuie, tu începi să mai departe. Dar dacă nu te oprești aici, poți să iei ceva de folos deja din webinar, cu siguranță. Dumitru, tu faci, nu știu, un test, ce temă să alegi la următorul webinar, îți testezi cumva, faci un sondaj de opinii, ce temă să urmeze data viitoare la webinar, sau tu știi sigur ce le trebuie? Da, noi avem o comunicare foarte intensă cu utilizatorii noștri, avem agenție în care avem clienții noștri, deci noi suntem din interior. Ok, noi... acum spune-ne așa, ce solicită, ce întrebare solicită să discutați sau ce temă solicită un simplu, nu știu, un bărbat sau o femeie, un simplu client al tău? Ce temă solicită? Și altă întrebare ar fi, ce solicită o agenție, uite, de exemplu, care se ocupă cu afaceri? Nivelul de complexitate a tematicii, deci dacă noi vorbim de utilizatorii simpli, pe deși interesează cum se poate de promovat cu 10 dolari, da, da, de care cei mai des. Agențiile sau companiile mari, ei deja nu vor să cheltui 5 dolari, ei spun, haideți sau spuneți-ne, vă rog frumos, cum putem noi face eficiența angajaților noștri mai mare, deci randamentul mai mare, pentru că una este să cheltui 5 dolari și alta este să cheltui 500 dolari. Atunci, o virgulă, o bifă care n-ai pus-o corect, s-a putut pierde jumătate de buget. Îți știrbește cumva și din imagine, da, și din buget. Da, cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Bine, tu acum spui de 5 dolari și de 500 de dolari, dar cine facem, uite, cu valul ăsta, trendul ăsta de pe Instagram? Și știi la ce mă refer? Brațuri, brațuri de... acum nu-i fac publicitate. Brațuri de iPhone. Da, înțeleg. Mașini, apartamente, toată lumea. Călătorii, exact. Da. Este mass following-ul, așa numitul, eu folosesc termenul ăsta, să cred oamenii că eu îi blestem. Deci, ideea este că este un instrument, de pornim de la asta. Instagram are posibilitatea să comunici cu audiența o leacă mai, așa, mai personalizat decât Facebook sau okay, Classic sau alte rețele. Acum, oamenii vor să aibă mulți follower din două motive. Primul este că vreau să am, asta ca gardul și ala colorat, da, vreau să am ca să știi. Al doilea este că vor să aibă, pentru că este un instrument de marketing, ca să poată să facă vânzări. Și atunci îți primește că pentru un follower, tu o să plătești, de exemplu, de la 10 cenți până la un dolar lui Instagram, ca să faci publicitate și oamenii să abonezi. Dar există alte strategii care se cheamă influence marketing. Și la fundamentul acestei strategii este o filosofie. Oamenii cumpără de la oameni. Adică noi mai mult încredere avem în oameni decât în branduri. Și dacă eu o spun, prieteni, faceți follow aici, mai mare este probabilitatea că eu să fac follow. Respectiv, oamenii participă în concursul, da, se adună 10 oameni, dau câte 1000 dolari, îți primesc 10.000 dolari, îți cumpăr o mașină de 8.000 dolari, de 2.000 dolari și organizatorul, pentru că au avut logistic și interes. Toți oamenii trebuie să dea like la ăștia 10 sponsori și tu în 2-3 săptămâni aduni vreo 50.000 de followers. Și ce se întâmplă? Așa, care e probabilitatea că toți ăștia rămân la toți cei care asta le-au dat follow? Asta e. Așa, ești solicitat probabil, unde nu, ești? Nu, aici e vruială, că n-am început să vorbesc de concursul. Da, de bani. Și se primește că tu aduni într-o 2 săptămâni 50.000 de followeri, dar dacă tu cu dânsul unul nu lucrezi... Așa, nu le oferi content. Exact, exact. Dacă nu le oferi content, dacă tu nu le dai lor importanță, dacă tu nu le dai lor mâncare, utilitate, vin să dezabonează. Într-o săptămână, două, îți dezabonează toți. Acum, deci stai un pic. Eu pur și simplu nu-mi pot imagina. Eu te-am urmărit pe tine, picutare. Adică eu trebuie să stau, să-mi amintesc, Dima, mie, nu m-a alimentat cu nimic, nu mi-a dat nimic la creieraj, nu am învățat nimic de la el zilele astea, mă duc să-i dau unfollow.
Adică există cam așa oameni? Da, există, da, da, da. Pentru că ei în general îți abonează la tăți la care s-au abonat. De cât aici e chestia. Aha, deci aici omul are în sânge. Trebuie să particip la toate concursurile. Dacă nu câștig nimic în viața asta, nu mă las bătut, mai continui. După care am plecat la altă gașcă. Exact. Așa. Exact, dar iarăși, eu nu judec, nici nu susțin această filosofie. E un instrument. Dacă vrei să faci vizibilitate repede în două luni, tu poți folosi influence marketing. Dacă tu vrei vânzări, nu e instrumentul corect. Plus, la tine se abonează oameni care nu vor da like, care nu vor da share la postările tale și Instagramul sau Facebook-ul va vedea că tu postezi content irelevant pentru audiența ta. Și îți va scădea impactul organic, adică eficiența mai departe, activității tale va fi de zeci de ori mai mică decât trebuia. Domnul expert, acum, spune-ne tu, ca cel care știi cumva să vezi și înainte, da? Macro, nu micro, cât va continua asta și până la ce vom ajunge? Dăm apartamente, mașini, avioane, ce mai dăm și apoi ne oprim? Sau care-i treaba? Spre ce mergem? În ce se va transforma? Știi, din păcate, noi mergem spre content foarte... ieftin? Ieftin, foarte ieftin, da. Adică noi nu vrem să ne încordăm. Sărac! Noi mergem spre content care nu ne face să gândim, din păcate. E un trend pentru că acest instrument de creare a conținutului l-a primit masele. Înainte când, spre exemplu, nu știu, era, dacă ți-amintești, referatele cele, da? Știi care trebuie să le faci? Da. Și era un wow dacă le făceai colorat în general. Adică, însăși, creația era foarte greu de dobândit să creezi. Azi stă la telefon, ți-ai deschis un canal de YouTube și începi să faci... și asta nu neapărat că e rău, dar asta creează la nivel de calitate un foarte mult gunoi și atunci oamenii nu vor să gândească. Deci eu, persoana care face publicitate, știu foarte bine că tu ai 2-3 secunde să iei decizia. Dacă eu voi vorbi foarte sofisticat cu tine și voi vorbi din numele brandului de genul, constatând circumstanțele care intervin... Vei fi greu de consumat. Da, dar dacă eu îți dau un ha-ha-hi-hi și îți dau un swipe up și îți dau un asta, probabilitatea că o să clichezi crește. De aceea, trendul este că masele va trebui să comunicăm încă mai low la nivel de calitate și noi suntem cu vreo 3-5 ani de zile întârziere la nivel de trenduri. La noi TikTok-ul de abia începe, în țările cele de mult. Mi-a anticipat întrebarea. Ne mutăm cu toții pe TikTok? Nu ne mutăm cu toți pe TikTok. TikTok este o rețea socială care răspunde la întrebarea cum să pierzi 2 ore din viața ta. Așa. De ce 2 ore? Atât durează să montezi, să-ți filmezi, să înveți? Nu. Când intri în TikTok, minim 2 ceasuri, tu nu ești de acolo. Adică tu îți dai seama că este 2 ore că am întuneric și tu trebuie să duci cu Chimatex la grădiniță. Respectiv, TikTok este o rețea socială. Dar... La fel se face bani și din TikTok, Dumitru? Da, la fel se face bani și din TikTok, cum se făcea pe timpuri din Instagram și cum se face din Instagram, cum se făcea pe timpuri din Facebook. Este ceva normal. Noi avem generațiile, spuneam la început, X, Y, Z, Alpha și cei mai departe nu știm. Adică asta este o rețea socială în care nu sunt părinții noștri. Ci sunt părinții noștri care nu au avut atenție. Nu ne văd ce facem. Da, și respectiv o să evolueze alte rețele sociale. Cu siguranță mergem spre realitate virtuală. Cu siguranță noi mergem în zona în care tu, noi cu tine mai vorbim așa și ne buruiești din când în când, dar cu siguranță următorul interviu peste 10 ani de zile, tu așa stai frumoasă în fotoliul tău roșu și o să stai cu ochelarii virtuali, iar galograma lui Dumitru Talmazan va fi lângă tine și noi vom comunica în formatul ăsta. Toate, deja mi-e cam frică, dar ok, aștept să trăiesc și adică asta. Eu cred că mergem în direcția asta în care smart marketing-ul, noi vedem că partea asta de predictibilitate a marketingului crește foarte mult. Deci noi putem după, știi cum este așa o chestie în internet, după ce cauți tu în Google, eu pot spun peste cât timp tu o să naști. Adică este așa ceva. Okay. Dumitru, adică parola de la odnoclasnic, dacă am uitat-o, să nu o mai caut, să nu mă mai bag acolo. Tu restabilește-o, dar pentru tine și pentru toți oamenii, cel mai important sfat.
parola de la rețeaua socială nu trebuie să corespundă cu parola de la e-mail și de la alte rețele sociale. Așa, că, pentru că sunt legate între ele și dacă, Doamne ferește, dacă te sparge într-un cont, te sparge peste tot. Eu vreau foarte, foarte repede să te întreb o chestie, tu ca și expert. Uite, de exemplu, au pățit-o mai mulți artiști. Li s-au spart conturile, au intrat pe conturile lor și încasează bani de la potențialii clienți, da? Și da, ăștia nu pot să facă nimic. Ne spun că doar s-a lăsat totul cu o cerere la o declarație la poliție și atât. Chiar nu se poate deveni de hack, uite, la toți acești hackeri? De regulă nu, pentru că tu i-ai dat acces. Cel mai des, noi tot am participat la deblocarea multor artiști, persoane publice, cel mai des a fost din cauza că persoana cu tare a clicat pe link-ul care stătea sub fotografie, în care Facebook cu un U a scris check your account, privacy, nu știu ce, nu știu cum, el a clicat, a pus cardul, pentru că dacă Facebook-ul și op, deci contul. Trebuie să fim atenți la orice notificare ne vine, orice link pe care îl accesăm. Știi, spuneam nu odată, comentariile astea, fă share la postarea asta dacă nu-ți moare câinele, nu vrea să știi, adică, respectiv, Facebook să fie cu plată, nu știu cum, adică asta nu există, Facebook-ul nu comentează fotografia. Bine, dar de unii noi să avem toată încrederea asta, că uite, vai... Veniți la webinarul lui Dumitru Promozan, pentru că el acolo... Eu personal îl știu, e ca așa. Și el îmbrăca la costum chiar și acasă. Dumitru, eu îți mulțumesc tare mult că tu ne-ai deschis un picuț ochii, dar... Mamă, dar tu le ai pe fiecare așa pregătit acolo! Uite ce stări are, așa, așa, avem și like-ul și dislike-ul sau nu-l avem? Like-ul nu, numai emoții pozitive. Am înțeles. Dumitru, noi îți mulțumim tare mult și ori de câte ori o să avem nevoie să mai apelăm la tine ca să ne mai dai cumva din casă. Noi oricum suntem bine și tu, familia ta, ești ok? Ați trecut peste această, uite, criză, izolare, pandemie care cumva ne-a pus stăpânire și pe suflete și pe moralul nostru. Voi sunteți ok? Familia ta ți-e bine? Da, din fericire suntem totul bine. Lucrăm, creștem, tindem spre culmea. Ok, la ce oră se ține webinarele tale? De obicei seara, la ora 6-7, spre 15 să fie la ora 7:00, pe pagina de Instagram sunt link-urile cei care vor să participe, pentru că real este posibilitate, ne așteaptă 3 luni de vară, mulți în vară o să vrei să lucreze, o oportunitate extraordinară. Fantastic! Căutați-l pe Dumitru Talmazan pe Instagram, pe Facebook, Talmazan School, Talmazan Dumitru, Dumitru Talmazan, cum doar să fii Talmazan. Și... Dumitru, mersi, sănătate multă și succes să ne revedem cât de curând. Mulțumim mult și la final, cum și-am început. Inimioare, love, love. Hai, te pupăm, ai grijă de tine. Aca. Okay. Dumitru Talmazan a fost alături de noi, digital expert, marketing, orice, publicitate, tot ce înseamnă online, social media, apelați la el și el vă dă răspuns la toate. Ba chiar și din viața personală poate să-ți dea niște sfaturi, că e un băiat super de treabă.